De câteva duminici încoace, duminica dimineața, noi studiem Predica de pe munte. Dacă ești cu noi, poate pentru prima dată în dimineața aceasta, să știi că împreună ne uităm la fericirile care le găsim în Predica de pe munte. Cea mai extraordinară predică care a fost rostită vreodată. Vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine la Matei, capitolul 5, de unde vom citi astăzi și vom auzi în mod special despre a treia fericire, ferice de cei blânzi. Ne-am oprit la fiecare fericire pe rând, deoarece noi credem că ele sunt importante, ele așează fundația întregului mesaj. Mă gândeam zilele acestea, scriind această predică, că dacă nu aș fi reușit să predic predica aceasta, din diferite motive, m-aș considera binecuvântat doar că am scris-o. Și doar că am studiat. Și doar că am citit. Fiecare fericire este o fântână de binecuvântare, e o comoară spirituală. Și astăzi ne uităm la a treia fericire și vreau să citesc primele 6 versete ca să așezăm un pic de context. Matei, capitolul 5, începând cu primul verset. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și despre asta am văzut în prima fericire. Și apoi duminica trecută am văzut ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați, a doua fericire. Astăzi ne vom uita la a treia fericire care zice, ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Și apoi duminica viitoare ne vom uita la a patra fericire care spune, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați. Fericirile acestea sunt, după cum am spus și dățile trecute, ca și treptele unei scări. Trebuie să urcăm treaptă cu treaptă. Nu putem sări peste trepte. Ci trebuie ca urcând fiecare treaptă, parcurgând fiecare treaptă, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și să devenim mai aproape de cum vrea Dumnezeu să fim. Aceste fericiri nu doar că ne informează mintea. Nu veni la biserică doar ca să afli mai multe. Aceste fericiri ne transformă viața noastră. Și vă mărturisesc eu personal, uitându-mă în mod special în aceste săptămâni, la aceste fericiri, mie mi-a schimbat Dumnezeu viața. Aflând ce înseamnă a fi sărac în duh, aflând ce înseamnă a plânge, aflând ce înseamnă, astăzi vom vedea, ce înseamnă a fi blând, prin ele Dumnezeu ne schimbă viața. Și pe a treia treaptă, Hristos scrie, ferice de cei blânzi. A treia fericire, cred că este cea mai neînțeleasă și cea mai neatrăgătoare fericire dintre cele 8. Este cea mai neînțeleasă fericire. Sau înțeleasă greșit. Ca dovadă, vreau să te întreb, dacă cineva te-ar descrie ca un om blând, ai vedea-o ca un compliment? Sau ca o jumătate de compliment? Ca un fel de compliment? Pentru că de obicei când oamenii spun asta despre cineva, mă, cu tare, da, e un om blând. E așa amestecat ceva pozitiv cu ceva negativ. Adică este un pic prea liniștit. E prea tăcut, e prea îngăduitor. Cuvântul ăsta blând, unii cred că a fi blând înseamnă a fi ca și culoarea galbenă de la semafor. Toți să treacă peste tine. Asta înseamnă a fi blând. Semnificația cuvântului blând e departe de asta. E departe de slăbiciune. A fi blând nu este un semn de slăbiciune, ci este un semn de putere. Nu e ușor să fii blând, e greu să fii blând. E atât de greu să fii blând încât nu poți să fii blând prin puterea ta. Doar dacă Dumnezeu face ceva în tine, poți fi blând. Și dacă nu crezi că e greu să fii blând. După predică, după ce afli ce înseamnă a fi blând, du-te încearcă o săptămână să fii blând.
și să vii apoi să spui cum a funcționat asta. Este cea mai neatrăgătoare fericire. Blândețea nu pare calea spre fericire. Poate sunteți unii oameni în dimineața aceasta care vă gândiți, măi, eu am încercat să fiu blând și uite, am ajuns în probleme, în frustrare, în suferință, în durere, în dezamăgire. Ce fericire e în blândețe? Blândețea nu pare calea înspre succes. Lumea în care trăim spune că cei care reușesc în viață sunt cei puternici, cei agresivi, oamenii care se impun, oamenii care își fac loc, oamenii care dau din coate, oamenii care calcă pe alții, oamenii care dau la o parte pe alții, oamenii care se dau mari. Ăia sunt oamenii care reușesc în viață. Și mi se pare mie că fericirea asta nu ne atrage, nu îi atrage pe oameni. O întrebare, câți dintre eroii de pe paginile istoriei s-au remarcat prin blândețe? Că tot vine vorba despre alegeri, câți am votat un candidat care are ca slogan politic afirmația voi fi blând? Și am în urmă o armată de oameni blânzi. Așa-i? Nu pare a fi calea înspre a reuși, înspre a avea succes, înspre a muta lucruri, înspre a mișca lucruri. Blândețea nu ne atrage, este contrar instinctului nostru, este contrar filozofiei lumii în care trăim. Afirmația lui Iisus pare să nu mai fie valabilă astăzi. Dar știți ce mi se pare mie? Că blândețea parcă nu mai e atrăgătoare nici pentru biserică. Deseori auzim despre filozofii, despre strategii, despre cum să fim, cum să facem, cum să ne organizăm, cum să avem impact în lume, noi ca și biserică, și vine Mântuitorul și zice, dacă vrei să fii sarea pământului și dacă vrei să fii lumina lumii, fii blând! Ce este blândețe? Și mai este ea valabilă? Iisus ne ia prin surprindere. Și i-a luat prin surprindere și pe evrei, pe oamenii care au auzit și vă reamintesc contextul în care zice Iisus, ferice de cei blânzi. Erau robiți, erau în robia romană, erau asupriți de o putere mai mare și vine Mântuitorul și zice, fiți blânzi. Imaginați-vă reacția lor. Unii încercau să se lupte cu romanii prin răscoale. Erau tot felul de grupări din astea revoluționare care încercau să-i ucidă pe romani și să-i tâlhărească și să aducă împărăția lui Dumnezeu cu forță. Și vine Hristos și zice, fiți blânzi. Ce șoc! Dar erau unii care disprețuiau așa de mult robia încât nici măcar nu recunoșteau că sunt robi. Ioan 8 spune Biblia că Iisus vorbea cu niște evrei și le spune așa, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos, adică liberi. Și fiți atenți ce zic ei, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. N-am fost niciodată sclavi. Ce afirmație stupidă. Când erau acolo romani, erau acolo soldați, erau acolo garnizoanele, erau asupriți. Ei din mândrie, zic, n-a fost niciodată robii nimănui. Ei așteptau ca să vină un Mesia care să îi elibereze și credeau că Iisus este un astfel de Mesia care îi va elibera. Și îmi imaginez doar ce șoapte s-au auzit în mulțime când Iisus a zis, fiți blânzi. Ce-o zis? Să fim blânzi? Că e ferice de cei blânzi? Astea-s planurile lui să-i alunge pe romani? Cu blândețe? Cine a auzit de un Mesia blând? Cine a auzit de puterea blândeții? Am auzit de puterea sabiei, am auzit de puterea militară, am auzit de puterea miracolelor, am auzit chiar de puterea compromisului. Dar de puterea blândeții? Ce putere poate fi în blândețe? Și vom vedea astăzi că această filozofie ne provoacă filozofia noastră de viață. Afirmația lui Iisus ne îndeamnă să ne uităm cum ne gestionăm viața. Când viața e dificilă. Când nu se întâmplă ce te așteptai tu să se întâmple. Și prima greșeală cu care eu m-am apropiat de această fericire, știți care a fost? Am crezut că blândețea are legătură cu mânia. Și de obicei când spui ferici de cei blânzi, te gândești automat la mânie. Și te gândești, măi, ești mânios, nu ești mânios, cât de mânios ești, cât de des te mânii. Dar vom vedea astăzi că această fericire are de-a face cu mult mai multe lucruri decât cu mânia.
cu mult mai multe lucruri. Și vreau să înțelegem sensul acestui cuvânt, frumusețea blândeții și importanța blândeții. Și primul lucru la care vreau să ne uităm este declarația ferice. Există un PowerPoint, acum ferice de voi care stați aici, pentru că voi puteți să aprofundați acasă mai mult, dar există schița mesajului nostru și pe aplicație. Voi care sunteți acolo puteți urmări. Și vreau să ne uităm, primul rând, la acest cuvânt ferice. Iisus spune că fericiți sunt cei blânzi. Începe cu acest cuvânt cu care a început și celelalte fericiri. Cu cea mai mare dorință a noastră, nu? Fericire. Care nu vrem să fim fericiți? Cu toții vrem să fim fericiți. Și cu toții avem propria noastră listă de lucruri pe care trebuie să le facem sau care trebuie să le avem ca să fim fericiți. Și unii dintre noi am pus pe asta bani, alții am pus carieră, alții plăceri, alții dezvoltare personală, alții o cauză nobilă, familie. Fiecare avem propria noastră listă, dar vreau să spun ceva foarte sincer. Dacă lista ta nu seamănă cu lista lui Iisus, te va dezamăgi. Când vei ajunge la finalul listei tale, după ce vei bifa lucrurile de pe lista ta, poate aproape lucrurile, toate lucrurile de pe lista ta, îi vei da dreptate lui Iisus. Nu există altă cale spre fericire decât calea pe care o descrie Iisus. Ce apare pe lista lui Iisus? Când ai nevoie de atâtea lucruri materiale în viața ta ca să fii fericit, pe cât crezi? Pe cât cred? Că fericirea nu ține în primul rând de bani. Că putem aduna în jurul nostru multe lucruri, în exteriorul nostru, dar oricât de multe lucruri avem în exteriorul nostru, nu ne va aduce fericire în noi, în interiorul nostru. Nu apare pe această listă lui Iisus, această idee a fericirii materiale. Fericirea nu ține în primul rând de aspectul material a vieții. Spune aici Mântuitorul, de cât ai sau de cât îți lipsește. Fericirea nu depinde de circunstanțele vieții tale sau de binele exterior, să aranjez lucrurile, să fie ok, toate să fie ok, toate să fie la locul lor, sau numai să-ți meargă bine. Pentru că fericirea multora este o fericire a anturajului și a circunstanțelor și a situațiilor și a circunstanțelor vieții. Dacă îi merge bine, ești fericit, și când nu mai îți merge bine, ce se întâmplă cu fericirea ta? Că viața e schimbătoare, că lucrurile se schimbă repede în rău și în foarte rău. Ce faci? Și Iisus spune că orice listă pe care o ai îți va da această fericire superficială și această fericire schimbătoare, însă Iisus poate să-ți dea o fericire profundă și reală. Și despre asta e vorba în aceste fericiri. Doar Dumnezeu poate să ne dea această fericire. Știți de ce doar Dumnezeu? Pentru că El ne-a creat. Și El știe cum putem fi fericiți. Știți de ce doar Dumnezeu poate să ne dea? Pentru că Dumnezeu însuși este fericit. Știți că Biblia spune asta? 1 Timotei 1 spune Pavel, mie mi-a fost încredințată Evanghelia fericitului Dumnezeu. Știți că Dumnezeu e fericit? Poate nu v-ați gândit vreodată la Dumnezeu așa. Dar Dumnezeu este fericirea deplină și supremă și perfectă și putem fi fericiți pentru că Dumnezeu care este fericit ne face parte din fericirea Lui. Ne dă natura Lui, ne spune formula fericirii, cum ne putem apropia de fericire. El ne spune cum să fim fericiți. Asta este ideea fericirilor. Cum ar fi să mergi la doctor și la final doctorul să te întrebe în timp ce se pregătește să-l scrie rețeta, auzi, tu ce medicamente zici să-l scriu? Cum ar fi? Ce zici tu că ar funcționa? Ți se apărea ciudat, așa-i? Ai zice, domnule, dar de unde să știu? Păi a venit ca să-mi spuneți. Nu? Și totuși asta facem cu Dumnezeu, nu? Venim câteodată la Dumnezeu și spunem, Doamne, ca să fim fericiți, avem nevoie de astea, de astea, de astea, de astea, de astea, de astea, de astea. Și credem că acele lucruri noi știm mai bine decât Dumnezeu și vom fi fericiți. Dumnezeu zice, ascultă-mă, ca să fii fericit, ascultă de mine. Ca să fii fericit, am să spun eu un drum, un traseu, o formulă. Și ce ne spune astăzi Mântuitorul, în mod șocant pentru unii, că fericirea este a celor blânzi. Vrei să fii fericit? Fii blând. Dar ce-i blândețe? Și vreau să trecem la al doilea punct al predicii, și anume definirea acestui concept. Ferice de cei blânzi.
Și vom vedea că nu e ușor să definim blândețe. Cuvântul ăsta scurt e încărcat de atâtea semnificații și are atâtea ramificații încât e greu și să îl cuprindem. Ce este blândețea? Și ce nu-i blândețea? Că sunt unii oameni care au impresia că sunt blânzi, dar în realitate au altceva. Ce nu este blândețea? Permiteți-mi să vă spun câteva lucruri care blândețea nu-i. Blândețea nu este amabilitate. Blândețea nu este politețe, ea include și astea. Doar pentru că cineva este amabil, doar pentru că cineva e politicos, nu înseamnă că e blând. Sunt unii oameni care parcă s-au născut amabili, parcă s-au născut politicoși. Și așa prin natura lor, prin educația lor, nu știu, prin materialul lor genetic. Dar blândețea e mult mai mult decât amabilitate și decât politețe. Blândețea nu e ceva natural. Blândețea e ceva supranatural. Blândețea nu e rodul eforturilor umane sau a naturii umane, ci Biblia spune că este roada Duhului Sfânt. Asta e blândețea. Ce nu-i blândețea? Blândețea nu este apatie emoțională. Blândețea nu înseamnă a te goli de sentimente. Blândețea nu înseamnă a fi lipsit de reacții. Am întâlnit și astfel de oameni care n-au reacții, oameni absenți. Sunt ca o carapace goală. Oameni care vor să trăiască viața cât mai indiferent. Ați întâlnit astfel de oameni? Oameni care nu reacționează. Și vreau să spun ceva. Un om care nu se mânie niciodată e la fel de departe de blândețe ca unul care se mânie întotdeauna. A fi blând nu înseamnă a nu avea niciun fel de emoții. A nu avea niciun fel de trăiri. Iisus a fost blând și totuși s-a mâniat și noi am văzut asta. Blândețea nu înseamnă atitudinea pace cu orice preț. Sunt unii oameni care îți fixați, măi, decât să fie problema, decât să fie discuții, să fie pace, dar să fie pace cu orice preț. Îți gata să renunțe la orice fel de convingeri, orice fel de valori, numai să evite conflictul. Zic yes la toate. Yes, da, da, da la toate. Numai ca să fie ok. Dar oare asta înseamnă blândețea? A accepta pasiv orice ți se întâmplă, orice ți se propune, nici vorba. Fiți atenți ce spune cineva. Cine sunt cei blânzi? Nu aceia care nu se întristează de nimic pentru că nu știu nimic. Nu aceia care nu se tulbură de rău pentru că nu deosebesc răul de bine. Nu aceia care prin natură sau prin educație nu simt nimic. Blândețea nu este ignoranță, blândețea nu este insensibilitate, blândețea nu distruge emoțiile umane, blândețea nu dezrădăcinează emoțiile, ci le echilibrează. Blândețea aduce prin har emoțiile noastre limite normale. Ce vrea să spun aici omul acesta? Că blândețea nu ne anulează umanitatea, ci o echilibrează. Asta înseamnă blândețe. Și cuvântul cheie este cuvântul autocontrol. E cuvântul echilibru. Omul blând este un om al echilibrului, al autocontrolului. Știți care e cea mai bună definiție pe care am găsit-o în legătură cu blândețea? Blândețea este, spunea cineva, putere sub control. Blândețe e putere sub control. Și ca să înțelegeți mai bine conceptul ăsta de putere sub control, haideți să vedem cum era definită blândețea în literatură. De exemplu, era folosită pentru vânt. Un vânt blând. Acum am văzut când suflă vântul. Ce destructiv e un uragan. Ce destructivă e o furtună. Dar ce plăcut e o adiere, așa-i? Când e sub control, când e putere sub control. Era folosit acest cuvânt pentru un medicament. Cât rău îți face un medicament dacă nu-i potrivit, dacă nu-i amestecat bine. Așa, te poate distruge fizic. Însă un medicament potrivit te pune pe picioare. E o putere sub control. Un cuvânt destructiv, un cuvânt violent, un cuvânt, un om care urlă, un om care strigă, un om la care îi scapă emoțiile de sub control, cât de rău face, ce deranjant e pentru urechi, pentru inimă, pentru viața ta. Însă ce plăcut e să stai lângă cineva care spune vorbă blândă, care te încurajează, care are o atitudine pozitivă, nu? E o putere sub control. Știți pentru ce era folosit acest cuvânt, cuvântul blând? Pentru un animal sălbatic care era îmblânzit. Imaginați-vă un cal sălbatic.
un cal care s-a născut în sălbăticie, a crescut în sălbăticie, fără garduri. Și într-o zi cineva pune frânghia și îl aduce și îl capturează. Și ce face? Îl supune, îl îmblânzește. Cum îl îmblânzește? Îi rupe picioarele? Îi ia puterea? Nu. Îi frânge voința. Asta înseamnă putere sub control, înseamnă a supune viața ta, înseamnă a supune voința ta controlului lui Dumnezeu, puterii mai mare a lui Dumnezeu. El e tot puternic, dar e sub control. Și când îi spune stăpânul, du-te dreapta, el merge dreapta. Când spune, du-te stânga, el merge stânga. Când zice stop, el se oprește, el este încă puternic, dar puterea lui este sub control. Asta înseamnă a fi blând. A fi blând înseamnă a preda controlul ființei tale lui Dumnezeu. A nu mai face ce vrei tu. A nu mai reacționa cum vrei tu, ci cum vrea Dumnezeu. A nu mai trăi pentru tine, ci a trăi pentru Dumnezeu. Și evident, întrebarea este, cum ajungem aici? Cum ajungem să predăm controlul ființei noastre lui Dumnezeu? Cine ne potolește marea inimii noastre? Cine îmblânzește sălbăticia inimii noastre, această inimă plină de gânduri de răzbunare și de răutate și invidie și egocentrism și mândrie? Cine poate să o facă liniștită și să o ducă sub control? Cum apare blândețea? Și răspunsul la această întrebare este așezat în ordinea fericirilor. Ferice de cei blânzi nu-i prima fericire. Ea nu este a doua fericire. Ea este a treia fericire. Și nu întâmplător e a treia fericire, ea nu putea nici fi nici prima, nici a doua. Ea este a treia pentru că este rezultatul primelor două. Omul blând este omul care și-a văzut sărăcia în duh. Și e omul care s-a întristat din cauza sărăciei. E omul care vede că e pe minus în fața lui Dumnezeu. E omul care s-a măsurat în fața lui Dumnezeu și a văzut cât de mic este. Și a văzut cât de mult îi lipsește. Și vă amintiți, am văzut data trecută că a fi sărac în duh înseamnă a veni înaintea lui Dumnezeu ca un cerșetor și a zice: Doamne, n-am nimic și nu pot nimic și nu merit nimic decât mila ta. Și după ce ai trecut pe la sărăcia în duh, treci pe la a plânge și plângi, nu că ți-e greu, plângi pentru că ești departe de Dumnezeu și departe de ce ar trebui ca să fii, pentru că e o distanță între ce vrea Dumnezeu să fii și între ce ești și îți plângi păcatul și te întristezi din cauza imperfecțiunilor tale. Și când ești sărac în duh și când îți plângi păcatul, se naște în inima noastră ceva. Ce se naște? Blândețea. Duhul Sfânt începe să lucreze în inima ta și să rodească în inima mea această atitudine blândă. Și vreau să vă spun ceva, nu ratați legătura dintre blândețe și smerenie. Un om mândru nu va fi niciodată blând. Un om mândru nu va ierta. Unul smerit va fi blând, unul smerit va ierta, unul smerit va fi bun. Blândețea, spunea cineva, crește pe mormântul mândriei. Ea crește din cenușa iubirii de sine. Când nu te iubești pe tine, începi atunci să îl iubești pe Dumnezeu și să iubești pe oamenii din jurul tău și să ai o altă atitudine față de oamenii din jurul tău. Atunci când rezolvăm această problemă a mândriei, știți ca și ce sunt aceste prime trei fericiri? Sunt ca și Naaman leprosul. Pe cât de mândru a fost Naaman înainte să intre în apă, pe atât de smerit a fost după ce a ieșit. Și practic asta face aici Iisus, ne spune, ca să ai o atitudine diferită față de oameni, ea începe cu mine. Ea se naște din relația mea cu tine, din smerenia ta în fața mea. Ea nu se naște din temperamentul tău. Și sunt unii oameni care poate a spus, măi, tac, să fie bine, tac, pentru că trebuie să fie lucruri liniștite. Vreau să spun ceva. Trebuie să fii blând pentru că ai o relație cu Dumnezeu. Și vreau să vă și demonstrez asta în Biblie. Efeseni 4 zice Pavel: să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată blândețea și cu toată smerenia.
și să vă îngăduiți unii pe alții și să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Vedeți de unde vine blândețea? Când știi că ai primit o chemare la sfințire, la mântuire și te comporți adecvat. Deci vine blândețea. Tit 3. Fiți atent ce spune Tit 3. Zice, să fiți plini de blândețe față de toți oamenii și mai jos zice, pentru că vouă vi s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru, dragostea lui de oameni, Dumnezeu v-a mântuit nu pentru faptele făcute de voi, ci pentru îndurarea lui. De unde să fim blânzi cu toți oamenii? De unde? Pentru că avem o relație cu Dumnezeu, El a fost bun cu noi și de aceea noi trebuie să fim blânzi. Coloseni 3, fiți atenți ce spune Coloseni 3. Ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți, prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu smerenie și cu blândețe. Colosenilor, Dumnezeu v-a ales, v-a sfințit, v-a iubit, v-a iertat, deci fiți blânzi. Unde e izvorul blândeții? În relația ta cu Dumnezeu. Și cu cât realizezi mai mult cine ești în fața lui Dumnezeu, cu cât realizezi mai mult cât de bun a fost Dumnezeu cu tine, cu atât vei fi mai blând. Dar vreau să spun că blândeția asta trebuie să se vadă. Sunt unii oameni care zic, măi, eu-s blând, dar-s blând în inimă. Blândeția ta trebuie să se vadă. Ea trebuie să se manifeste. Ea trebuie să se exteriorizeze. Toți sunt blânzi, spune, încearcă careva. Dar blândeția asta are niște manifestări clare. Și vreau să vă prezint în continuare cum se manifestă blândeția. Ea, dacă există cu adevărat, ea trebuie să se manifeste. Și știți, unde e trecerea grea? Trecerea grea e între a doua fericire și a treia fericire. E ușor ca eu să zic în fața lui Dumnezeu, Doamne, sunt un mare păcătos, am mare nevoie de Tine, sunt un nenorocit, sunt atât de stricat. E ușor ca eu să-i spun lui Dumnezeu lucrul ăsta în rugăciunea mea, dar cum ar fi după ce îmi termin rugăciunea, omul de lângă mine să zică, măi, chiar că ești un mare păcătos. Îmi place să aud din gura lui. N-aș vrea ca el să-mi testeze blândețea mea. Și de fapt aici apare problema când ni se pune la test dacă ne-am smerit cu adevărat sau nu în fața lui Dumnezeu. Și dacă te-ai smerit cu adevărat în fața lui Dumnezeu, această smerenie, această întâlnire cu Dumnezeu se manifestă cum? Prin blândețe. Blândețe în ce? Vreau să vă prezint câteva lucruri. Relația ta cu Dumnezeu. A fi blând înseamnă a accepta voia lui Dumnezeu. Chiar și atunci când drumul pe care te duce Dumnezeu e un drum diferit. Când nu primești locul de muncă, când nu te simți poate mai bine, când nu ți se rezolvă problema, când voia lui Dumnezeu pentru tine îi alta, dacă ești un om blând, vei rămâne calm, nu vei cârti, nu vei murmura, ci vei spune, Doamne, dacă asta e voia Ta, accept voia Ta. Vei spune ca și Eli din Vechiul Testament care zice, dacă asta e voia lui Dumnezeu, să facă Dumnezeu ce crede că mi-e bine. A nu fi blând înseamnă a spune ca Iona. Vă amintiți ce zice Iona? Iona, bine faci tu câte mâini. Bine fac, până la moarte. Asta înseamnă a nu fi blând. A fi blând înseamnă a înțelege că totul se întâmplă cu voia lui Dumnezeu și este permis de Dumnezeu și trece printre degetele lui Dumnezeu, acest Dumnezeu care te iubește și dacă permite în viața ta, El va folosi spre binele tău, spre gloria Lui, spre înaintarea împărăției Lui și să nu te cerți cu Dumnezeu. Și să nu crezi că Dumnezeu greșește. Și poate Dumnezeu te pune pe un tron, ca și pe Solomon, El știe ce face. Poate te pune pe groapa de gunoi, ca și pe Iov, El știe ce face. Oriunde te pune Dumnezeu, El știe ce face. Când ești blând, ești un om care zici, Doamne, chiar dacă o zici printre lacrimi, zici, Doamne, dacă asta vine de la Tine și dacă asta e voia Ta, accept. A fi blând înseamnă a asculta cuvântul. A lăsa ca Scriptura să domine viața ta. Asculta ce-ți vorbește Dumnezeu și a nu te certa cu Dumnezeu. Știi ce zice Biblia? Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Ce faci după
predică, când te frămânți în inima ta, în mintea ta, gândurile, ai auzit poate o predică și te simți mustrat, te simți acuzat, ai simțit că mai parcă, nu știu, omul a zis despre mine, ce faci atunci când auzi cuvântul? Îl primești cu blândețe? Sau te justifici? Ai altul mai păcătos. Ei, nici el nu-i chiar perfect. Sau există o cale de mijloc? Poate e o excepție. Mai vine câte unul și zice, frate, e chiar esențial pentru mântuire? Biblia zice, primiți cu blândețe cuvânt, orice vă zice Dumnezeu. Primește cu blândețe cuvânt. Asta înseamnă a fi blând. A zice, Doamne, accept voia ta și ascult de cuvântul tău. Dacă mă mustri, dacă mă îndrepți, dacă mă corectezi, accept. A fi blând înseamnă umilință, bunătate, răbdare, iertare, mulțumire. Un om blând în relație cu oamenii este un om umil, este un om smerit. El știe că e un om printre oameni, chiar dacă are mai mult decât altul, chiar dacă e mai sus decât altul. Nu se așteaptă să fie tratat altfel decât un om. El e doar un om între alți oameni. El știe că banii lui, poziția lui, reputația lui, darurile lui, talentele lui nu se-l pun în cer. El vine de la Dumnezeu. Dumnezeu nu-l va judeca după ele. Asta înseamnă a fi blând. Înseamnă a fi umil. Înseamnă a fi un om între oameni. Înseamnă a fi bun. A nu vorbi cu asprime. A renunța la binele tău pentru binele altora. A fi un frate adevărat. Știți la cine mă gândesc aici? La Iosif. Era Iosif puternic? Era. A ajuns prim-ministru. În fața lui erau frații lui. Și avea puterea să se răzbune pe ei, dar nu se răzbună, ci le face bine. Putere sub control. A fi blând înseamnă a fi nu doar bun, ci a avea răbdare. Un om blând știe că va fi provocat. Nu-i cineva îl va provoca, cineva îl va ispiti. Dar când o va face, va avea răbdare. Omul blând e un om care se mânie greu, dar iartă repede. Apa fierbe cel mai repede într-un vas mic. Arată-mi cât de des te mâni, arată-mi pentru ce te mâni, ca să văd dacă ești mic sau mare. Pe cât te mâni mai mult și pe cât te mâni pentru lucruri mai mici, pe atât de mic ești. Un om blând e un om mare, deoarece el nu se mânie repede, el nu se mânie din orice. Mai aud câte unul care zice, măi frate, și-o pierdut temperamentul. Bine ar fi să nu-l găsească niciodată. Un om blând nu-și pierde temperamentul, a lui e supus lui Dumnezeu. Și știi la cine mă gândesc aici? La Moise. Cât a răbdat Moise? În 40 de ani, câte cârtiri, câte acuzații, câte atacuri, dar a fost blând. Când sora lui l-a bârfit, a fost blând. Acolo zice că a fost blând, dar când a văzut vițelul, s-a mâniat. Putere sub control. Blândețea înseamnă iertare. Un om blând iartă, iartă nu odată, nu de 7 ori, ci de 70 de ori. Câte 7, el iartă pentru că a fost iertat. El are cuvântul răzbunare în dicționarul lui. Ăsta e în dicționarul lui Satan. Singura răzbunare a unui om blând îi scărbune aprinși. Face bine celui care i-a făcut rău. Și știți la cine mă gândesc aici? La David, care era în peșteră. Și lângă el era Saul. Și ar fi putut să-l omoare pe Saul. Și oamenii de lângă el ziceau, omoară-l pe Saul. Dar ce face David? Nu-l omoară. De ce? Putere. Sub control. E un om care iartă. Știi ce înseamnă a fi blând? A fi mulțumit. Să fii mulțumit cu ce-ți oferă Dumnezeu. Fie că e mult, fie că e puțin. Fie că Dumnezeu te duce pe dealuri, fie că te duce prin văi, să zici îți mulțumesc. Și mă gândesc la Avram, care zice lui Lot, dacă tu te duci în dreapta, eu mă duc în stânga. Dacă tu te duci în stânga, eu mă duc în dreapta. Asta înseamnă a fi blând. Cum învățăm blândețea? Blândețea o învățăm de la Iisus. Și vreau să vă citesc aici un verset. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați. Și eu vă voi da odihnă, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima
și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Veniți la mine înseamnă, vino să ai o relație cu mine, vino să crezi în mine, vino ca să te mântuiesc, vino ca să te salvez, renunță să mai câștigi cerul prin puterea ta, am făcut eu în locul tău suficient. Și uite, fiți atent ce spune versetul, că atunci când vii la Iisus, găsești nu doar o odihnă, ci găsești un jug. Pentru cei care ați crescut la sat, veniți de la sat, jugul, voi vă amintiți, era acea bucată de lemn în care se puneau de obicei două animale. În vremea lui Iisus Hristos puneau două animale, unul mai bătrân, unul mai obișnuit cu jugul și unul mai tânăr care nu era obișnuit cu jugul. Era un jug de lemn făcut, personalizat pentru animale, ca să nu le jeneze, le măsurau ca să poată munci cât mai bine, să nu le rănească. Și zice Iisus, când vii la mine găsești nu doar odihnă, ci găsești un jug și să înveți de la mine. Și asta ne spune ceva, ne spune că noi suntem în jug cu Iisus. Acum vă întreb, dacă suntem în jug cu Iisus, cine duce greu, noi sau Iisus? Înseamnă că noi învățăm de la El și noi învățăm prin El. Zice, învață de la mine. Predă-ți viața ta, predă-ți voința ta, predă-ți vocabularul tău, predă-ți gândurile tale, predă-ți emoțiile tale, predă-ți reacțiile tale, predă-te mie și am să te învăț cum să fii blând, cum să vorbești blând, cum să reacționezi blând, cum să fii blând. Vreau să spun, nu există profesor mai bun decât Iisus. Nu există stăpân mai blând decât Iisus. Dacă îți dorește cineva bine, la acesta e Iisus. Și dacă rămâi lângă Iisus, dacă înveți de la Iisus, vei fi blând. Cât de blând a fost Iisus? S-a smerit și a venit în lumea noastră. A trăit cu bunătate. Știi ce zice Isaia? Mucul care fumegă, el nu l-a stins. Omul care l-a zdrobit, n-a fost zdrobit de el. El a frânt, trestia frântă. El nu s-a impus, n-a intimidat, n-a forțat, a atras pe oameni prin bunătatea lui. Știți când s-a văzut bunătatea lui? În ultimele lui zile de viață s-a văzut extraordinar. A intrat în capitală călare pe un cal alb. Nu pe un cal alb, așa-i? Nu ca un general, ci ca un măgăruș, pe un măgăruș. Călare pe un măgăruș, smerit, umil. A intrat modest. Când se ruga în Ghețiman, zice Biblia, a acceptat voia Tatălui, chiar dacă era voia Tatălui grea. Când a venit gloata după el, ce a făcut? A chemat legiuni de îngeri? Și de ce nu? Că a fost blând. Când l-au părăsit ucenicii, n-a strigat după ei, unde mergeți? N-a strigat reproșuri, pentru că a fost blând. Când l-au judecat în mod nedrept, a tăcut mai mult, pentru că a fost blând. Când l-a văzut pe Iuda, l-a lăsat pe Iuda să-l sărute. Și a zis, prietene, și n-a zis-o cu ironie, ci a zis-o cu seriozitate, cu bunătate, pentru că a fost blând. Când a văzut pe Petru care s-a lepădat, l-a iertat, l-a reabilitat, când era pe cruce, și a zis, tată, iartă-i, că nu știu, pentru că a fost blând. Asta înseamnă a fi blând. Dacă vrei să înveți blândețea, privește la Iisus. Pentru că există o promisiune aici. Spune Biblia așa, ferice de cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Ei și doar ei. Și asta vine din Psalmul 37. Psalmul 37 este un psalm al lui David și spune așa, cei blânzi moștenesc țara, cei blânzi au belșug de pace. Știți care e ideea Psalmului 37? David se frământă și spune, Doamne, văd că oamenii sunt răi și văd că celor răi le merge bine. Doamne, se mai merită să fiu bun? Se mai merită să fiu blând când celor răi le merge bine? Și Dumnezeu l-asigură pe David și spune, David, la final, nu cei răi câștigă, la final cei buni câștigă. La final cei buni rămân, la final cei buni sunt binecuvântați de Dumnezeu. A fi blând înseamnă câteodată a pierde pe termen scurt, dar pe termen lung, cel bun, cel blând, cel omul care e binecuvântat. Blândețea e ca și nicovala, de care se lovesc multe ciocane, așa-i? Dar nicovala rămâne acolo. Cineva spunea, sunt ca și oile, nu? Care în ciuda lupilor se înmulțesc și supraviețuiesc. Deși sunt blânde, nu sunt agresive,
Blândețea este ceea ce garantează că până la final Dumnezeu va zice, n-am să te las ca să pierzi. Fii blând. Fii blând ca să ai bucurie. Ca să ai pace. Fii blând ca să fii mai sănătos. A fi blând înseamnă a ierta, a fi blând înseamnă a mulțumi pentru ce ai. Imaginați-vă voi, unul care are masa încărcată, dar e nemulțumitor, unul care are puțin, dar zice, Doamne, îți mulțumesc. Care se bucură mai mult de viață? Care se bucură mai mult de pământul acesta? Omul care merge pe drumul răzbunării, pe drumul distrugerii, pe drumul autodistrugerii, sau omul care zice, Doamne, am iertat și am pus în mâna ta. Vedeți, cei blânzi vor moșteni pământul pentru că ei se vor bucura de lumea aceasta cu adevărat mai mult. Ei vor ști cine sunt, ei vor ști ce au, ei vor avea răbdare. Dar de asemenea, binecuvântarea aceasta blândeții înseamnă că într-o zi vom sta lângă Iisus. Dacă astăzi ești blând, dacă astăzi duci greu, într-o zi vei împărăți cu Iisus. Dar nu doar pe pământul acesta, ci și pe un pământ nou și un cer nou. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. În această lume vor fi mai bucuroși, când Hristos va reveni, vor sta lângă Hristos, dar mai mult într-un cer nou și un pământ nou, ei se vor bucura cu Hristos veșnic. Și vreau să facem un test, și vreau să închei aici, și vreau să ne analizăm dacă avem blândețe. Câte blândețe ai? Și există câteva teste. Cum stai cu controlul, cum stai cu atitudinea și cât de multă armonie aduci. Cât de multă armonie emani, cât de mult cauți pacea. Cât de mult ești un om care te controlezi. Dacă ești un om al autocontrolului, ai blândețe. Spune-mi despre atitudinea ta. Primești cu blândețe cuvântul? Când cineva vine și spune ceva, primești cu blândețe ce-ți spune? Când cineva vine și îți atrage atenția, primești cu blândețe ce-ți spune? Când poate cineva vine și spune, uite, cred că acolo ai greșit, primești cu blândețe ce zice Dumnezeu prin el? Și ce mi se pare mie dificil ca și pastor câteodată, e să le atrage atenția la oameni. Oamenii sunt așa de sensibili. Oamenii se supără așa de repede. Și deși încerci să spui cât de frumos și cât de bun și cât de pozitiv, sunt unii oameni care parcă se supără și pentru că ai spus. Și câteodată auzi de anumite situații și trebuie ca să investighezi și dai un telefon fără a acuza, doar să întrebi cum a fost, ce a fost, ce s-a întâmplat acolo. Oamenii se simt așa de repede jigniți. Asta realizez că suntem departe de blândețe. Biblia spune că omul blând primește, omul blând acceptă. Omul blând când este mustrat, blândețea lui spune, da, Doamne, primesc cu blândețe cuvântul. Dar ori să te întreb ceva, când spui altuia, spui cu blândețe? Sau cu mândrie? Că și asta se poate. Ești un om al păcii? Ești un făcător de pace? Aduci pacea în familia ta, în casa ta, în biserică? Ce notă iei la testul blândeții? Vreau să spun ceva. Dacă e o notă proastă, sunt două variante. S-ar putea să nu fii creștin. S-ar putea că n-ai fost niciodată sărac în duh, nu ți-ai plâns păcatul, de-aia nu ești smerit. De-aia nu sunt smerit. Și ești un suflet în drum spre iad. Sau ești creștin, dar trăiești în neascultare, nu-ți place ce zice Dumnezeu, nu-ți place că te corectează Dumnezeu, nu-ți place și vine spre tine nuiaua lui Dumnezeu care vrea să te smerească și să te pună pe drumul cel bun. Ține pentru tine nota. Ar vrea ca să încheiem. Ar vrea ca să facem o rugăciune. Haideți să ridicăm în picioare.